Bine v-am găsit. Doamna Cristina. Cred că vă dați seama, este o surpriză. Da. Amuzată, sunteți omăgeată. Da. Vă dați seama? Mama, cred. Păi, sau soțul. Mai este cineva? Soțul, mama și prieteni. Este din partea mamei. Mulțumesc. A vrut cu tot din adinsul să vă mai demonstrez încă o dată că sunteți cea mai scumpă ființă din viața ei. Îi pare rău că nu este alături de voi, dar întotdeauna cu gândul și cu sufletul este lângă voi. Mulțumesc! Ține această capăt frumoasă pentru că cei dragi. Acest bughețel de ploare. Și care e nepoțăta? Palina. Tu ești Palina, da? Da, da, ea e. Dar câți anișori ai tu? Așa. Păi știi la cine este ursulețul? E de la bunica. Spune-mi. Da, bunica te iubește tare mult. Când o să vin acasă, o să-ți demonstrez. Tu ce spui bunicăi? Ți-i dor de ea? Da. Ți-i dor, o să vin. Până când noi să giugiulești ursulic până să vină bunica, da? Da. Și un coș cu fructe tot pentru voi. Mulțumim foarte mult. Da, a fost și ziua lui. Da. De 30. Îl puneți undeva, îmi crezi că nu e casă. Pune-ți la congelator undeva. Bine, eu să am grijă de el. Nu știu. Mara și Nona. Mersi mult. Acest coș cu flori. Grazie mille, Mara. Mersi mult. Vă mulțumesc foarte. Toată stima și respectul și din partea lor. Vă mulțumesc. Mamica mi-e dor foarte mult de tine și îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot ce faci pentru noi. Suntem recunoscători pentru toate și te așteptăm cu drag acasă. Te iubesc foarte mult.